Filmul documentar Binefăcătorii, produs de Trinitas TV și lansat în data de 27 octombrie cu prilejul Hramului Catedralei Patriarhale, a apărut pe DVD. Documentarul, realizat în contextul anului comemorativ 2020, aduce în prim plan chipuri de mari filantropi ai bisericii noastre. Filmul documentar, lansat acum și pe DVD, prezintă publicului personalități care s-au remarcat prin activitatea filantropică, clerici și mireni. Printre aceștia îi puteți descoperi pe Sfântul Voievod Neagoie Basarab, Mitropolitul Anastasie Crimca, Safta Brâncoveanu, Mitropolitul Dositei Filiti, Emanuel Gojdu sau Vasile Stroiescu. Filmul documentar Binefăcătorii vorbește despre mari filantropi care s-au remarcat în decursul istoriei și în prezent prin activitățile lor. În început, filmul prezintă faptul că Dumnezeu este izvorul filantropiei și aceste mari personalități despre care ulterior vorbim în film s-au inspirat din filantropia divină, astfel încât ei să-și răsfrângă faptele asupra celor în nevoie, asupra celor care făceau parte din categorii vulnerabile. Mai întâi vorbim despre epoca patristică și despre sfinții mari care s-au remarcat prin acte filantropice și aici pot să amintesc pe Sfântul Ioan Gură de Aur, pe Sfântul Vasile cel Mare, pe Sfântul Grigorie Teologul, Sfântul Ioan cel Milostiv, Sfântul Teodor Studitu și mulți alții. Și apoi venim în țările române, unde prezentăm mari voievozi, boierii care s-au remarcat prin activitățile lor filantropice. Și aș vrea și aici să amintesc pe cei mai importanți, Sfântul Ștefan cel Mare, pe Sfântul Constantin Brâncoveanu, pe spătarul Mihail Cantacuzino, care este renumit pentru construirea Spitalului Colțea. Vorbim și despre un alt gen de filantropie decât cel cu care majoritatea oamenilor s-au obișnuit, și anume o filantropie culturală. Despre construirea de școli, despre încurajarea elevilor meritoși la studii în străinătate. Și aici putem să amintim pe Sfântul Constantin Brâncoveanu, care a sprijinit tipărirea de cărți, și de asemenea pe unchiul său, Șerban Cantacuzino, care a construit școala de la Sfântul Sava, apoi pe Sfântul Antimi Vireanu, care prin tipăriturile lui a sprijinit întreaga creștinătate, pentru că știm că în perioada Imperiului Otoman, majoritatea scaunelor apostolice erau sub conducerea acestui imperiu și atunci, bineînțeles, că se confruntau cu multe lipsuri și aici au intervenit, pe de o parte, voievozii, dar și mitropoliții din țările române pentru a-i sprijini cu tipărituri, cu obiecte liturgice, cu ctitorirea de locașuri sfinte. Tot la capitolul filantropie culturală l-aș aminti și pe Mitropolitul Dositei Filiti, care prin așezământul său a sprijinit un număr foarte mare de tineri care au dorit să studieze în străinătate și care, prin bursele oferite de fundația constituită de Mitropolitul Dositei Filiti, au putut să beneficieze de acest sprijin. Și după modelul Mitropolitului Dositei Filiti, de asemenea l-aș aminti pe Mitropolitul Nifon Rusailă al Țării Românești și nu în ultimul rând, putem să vorbim și despre Sfântul Iosif cel Milostiv, Mitropolitul Moldovei, care într-o epocă în care resursele financiare ale bisericii erau limitate de politicile adoptate de statul român, Sfântul Iosif cel Milostiv, care era și demnitar al statului și avea oarecare posibilități, i-a ajutat pe cei în nevoie și mergea și își împărțea fiecare bănuț celor vulnerabili. Apoi vorbim de perioada celor două războaie mondiale, în care soldații români au avut nevoie de sprijinul oferit de preoții militari, de sprijinul pe care mănăstirile l-au acordat răniților de război și efortul pe care fiecare slujitor al altarului îl făcea pentru îmbărbătarea și ridicarea moralului soldaților români. Și bineînțeles vorbim de perioada comunistă, în care bisericii s-au luat toate resursele pe care le folosise în trecut pentru realizarea filantropiei. În această perioadă, cel care se remarcă cel mai bine din rândul slujitorilor Sfântului Altar este Patriarhul Justinian, care a oferit ajutor deținuților politici, care i-a ajutat și pe cei care făceau parte din familii aristocrate și cărora li se confiscase mare parte din avere, mulți dintre ei fiind nevoiți să locuiască în case insalubre, forțați de împrejurările epocii. Și aici Patriarhul Justinian s-a remarcat odată prin oferirea de spații de locuit în proprietățile bisericii pentru aceste familii care erau total descurajate de regimul comunist și nu numai descurajate, ci aș zice mai mult umilite de regim. Și la fel, Patriarhul Justinian s-a îngrijit de cumpărarea unor
obiecte de patrimoniu care erau deținute de aceste familii în scopul de a ajuta aceste familii să subziste și de a îmbogăți colecțiile patrimoniale ale Patriarhiei Române. După căderea regimului comunist, biserica s-a remarcat prin numeroase activități filantropice pe care noi le prezentăm în linii foarte mari. Nu intrăm în detalii, pentru că dacă am fi intrat în detalii, am fi putut realiza un film de sine stătător despre activitățile filantropice făcute de biserică după căderea regimului comunist. Aceste realizări ale bisericii în perioada contemporană sunt în special instituții de ocrotire socială, așezăminte medicale, așezăminte pentru copii, așezăminte pentru bătrâni. Există chiar și un spital care a fost construit de biserică după 1989 și aici vorbim de Spitalul Providența din Iași și multe alte gesturi pe care biserica le-a făcut pentru sprijinirea oamenilor care într-un moment al vieții au avut nevoie de un astfel de ajutor. Pe lângă fapta bună în sine, mai e un lucru extraordinar și ăsta cred că dă și forță bisericii noastre la ora actuală, și anume tradiția, continuitatea. Un lucru care s-a făcut de 100, de 200, de 300 de ani, îi dă forță, îi dă tărie, articulează mai bine elementele constitutive ale societății. Sunt foarte multe astfel de acte filantropice pe care biserica le-a susținut și pe care le-a încurajat prin structura credinței sale. Noi creștinii considerăm, conform Evangheliei Mântuitorului Iisus Hristos și conform dumnezeieștilor părinți ai bisericii, că a iubi pe aproapele este de fapt un răspuns la iubirea lui Dumnezeu. Filmul documentar Binefăcătorii va fi difuzat sâmbătă de la ora 20 la Trinitas TV.